ziua, dragi telespectatori! Bun venit la emisiunea Lumea Academică! Astăzi avem deosebită plăcere să avem ca invitat pe domnul profesor Silviu Constantinoiu de la UMF București, șeful clinicii de chirurgie de la Spitalul Sfânta Maria din București, centru de excelență în chirurgie esofagului și viitorul președinte al Societății Române de Chirurgie. Bun venit, domnule profesor, la Iași! Veniți cu mare plăcere la Iași de fiecare dată și noi vă mulțumim pentru tot ajutorul acordat, nu numai în desfășurarea activității doctorale, spre exemplu, dar și în sprijinirea manifestărilor științifice pe care Iași le organizează. În scurta introducere pe care a făcut-o vechiul prieten și mare chirurg, profesorul Eugen Tercoveanu, mă scutește de alte comentarii, are dreptate, de fiecare dată revin cu mare plăcere în Centrul Universitar Iași, nu numai datorită valorii recunoscute a școlii de medicină și mai ales de chirurgie din acest bătrân centru universitar, dar și legăturile de prietenie pe care le am cu șefii chirurgiei ieșene, care sunt toți chirurgi de excepție, mă fac să revin cu plăcere întotdeauna, ori la congrese, ori la doctorate, așa cum amintea domnul profesor. Încă o dată vă mulțumim pentru invitația făcută. Am fost un măricel colectiv din clinică care am participat la conferința de oncologie de anul acesta și cred că avem toate motivele să dăm curs și invitațiilor viitoare. Domnule profesor, aveți o activitate de succes. Sunteți chirurgul numărul 1 în cea mai dificilă chirurgie, chirurgia esofagului. Și continuați o tradiție bucureșteană inițiată de profesorul Dan Gavriliu, care s-a pierdut și care era menționat în toate tratatele de tehnică chirurgicală prin metoda care poartă numele, și ați reușit să mențineți și chiar să dezvoltați această chirurgie în ciuda diverselor probleme pe care ea o ridică. Întrebarea mea ar fi, care este cheia succesului dumneavoastră? Mie îmi pare bine că îl numi succes. În realitate, chirurgia esofagului este o chirurgie care are încă o rată apreciabilă de insuccese. Și de aceea se zice că, mai ales pentru cancerul de esofag, dacă reușești să ai o mortalitate care se învârte sub 10% și atinge ideal la ora asta un 5%, ai voie să faci chirurgie esofagiană. Curba de învățare în această chirurgie este lungă, fiindcă un chirurg care practică acest gen de chirurgie trebuie să aibă o pregătire multidisciplinară. În sensul că, pe lângă faptul că trebuie să deții tehnicile de bază din chirurgia generală, pe care se presupune că le avem toți chirurgii generali, trebuie să ai bune cunoștințe de chirurgie toracică, dar și de chirurgie cervicală, bucomaxilofacială, chiar și ORL și sunt chiar și vasculară. Regiuni, da. Fiindcă, practic, chirurgul care operează esofag are de multe ori indicația de a opera pe trei câmpuri operatorii. Toracic, abdominal și cervical. De aceea aceste operații pot să atingă ca lungime un timp considerabil și trebuie să ai o echipă, un timp, cum se spune, foarte bine antrenat, atât din punct de vedere al anesteziei reanimării, cât și al echipei operatori. Trebuie și o oarecare rezistență fizică la treaba asta și eu am o echipă acolo care e formată din băieți tineri, dar și din niște fete drăguțe și deștepte pe care le-am selecționat fiind studente secundare și ulterior dând concursul de preparator și asistent. Și această echipă s-a legat de acest gen de tehnică. De ce? Una, că noi avem o tradiție și așa cum spuneați de profesorul Gavriliu, dar tradiția de fapt este mult mai veche, fiindcă primii care au publicat în reviste germane, de fapt, tehnicile de esofagoplastie au fost profesorul Amza și Georgianu. Iar există prima, o tehnică de gastrostomie specială,
numită tehnica Dengianu, care de fapt, sau Becjianu, care era formată dintr-un fel de tubuleț format din stomac, în care se introducea tubul de gastrostomă. Asta a fost, de fapt, ideea, să zicem, primordială a procedeului de reconstrucție de esofag cu mare curgură, de reconstrucție de esofag din stomac, din mare curgură, a profesorului Gavriliu. Numai că în tehnicile lui Amzajianu, tubul ăsta nu se ajungea până la gât. Și atunci era nevoie de o interpoziție cutanată după procedeul Kirchner și sigur că tubul cutanat nu are calitățile necesare unui segment digestiv. Bolnavi ăștia de obicei făceau multe fistule, iar profesorul Gavriliu, care era foarte malițios și mai îngrijea bolnavii rămași de pe vremea lui Amzajianu, îi numea flautiști, în sensul că atunci când bolnavii ingerau lichide, trebuiau să se țină cu degetele de fisturile multiple pe care le aveau. În realitate, profesorul avea o mare stimă pentru înaintașii lui, iar el, ca și noi, implicit, toți. Și asta e și normal, cine nu-și recunoaște antecesorii, nu poate să fie nici el recunoscut de cei care urmează. Și mi se pare absolut normal. Dar nu totdeauna se întâmplă așa, nu numai în medicină și în chirurgie. Tehnica profesorului Gavriliu este menționată în toate tratatele de bază de chirurgie, ca și tehnica lui Amzajianu. Din punctul ăsta de vedere, cred că Gavriliu a fost chirurgul cu cea mai mare vizibilitate internațională la vremea lui, de-al minte a luat și premiul pentru cel mai bun chirurg al anului, în 1977, în Anglia, și acolo exista în biroul dânsului o fotografie când cobora la braț cu regina, scările Colegiului Regal de Chirurgie, Colegiul Moynihan din Marea Britanie, colegiul de mare tradiție. Deci iată că medicina românească nu s-a născut din nimic, s-a născut dintr-o tradiție și sperăm să o ducem mai departe. Sigur că perioada neagră de până în 90 ne-a împiedicat să avem contactele necesare cu lumea științifică internațională, dar vreau să vă spun că așa cum circulau casete, video și nu știu ce pe sub mână, și noi primeam și reviste și articole și pot să spun că de multe ori eram poate mai bine puși la punct atunci când aveam dificultăți în a le procura, decât astăzi când abundă totul și internetul și îți pune la dispoziție o multitudine de materiale. Mă uit la tinerii colegi care parcă au o reticență în a citi în ceea ce se publică, fiindcă tratatele nu pot ține pasul niciodată cu realitatea la zi. De ce? Până se face corectura, până apare, trec 2-3-4 ani. Poate între timp apar lucruri în tratat care deja sunt perimate. De aceea revistele științifice sunt de fapt motorul progresului în chirurgie. Da. Am urmărit o emisiune a doamnei Eugenia Vodă cu dumneavoastră. Profesioniști. Da, profesioniști. Și e foarte frumos. Inspirându-ne din această emisiune, am înțeles că este important și genetica. Dumneavoastră aveți niște gene foarte bune și sănătoase. Mama avea o memorie extraordinară și o moșteniți, cred. Mama încă este în viață, merge pe 96 de ani. Da. Și într-adevăr avea o memorie prodigioasă și era o femeie foarte calculată. Iar tatăl era foarte priceput să lucreze cu mâna. Avea un demânare. Într-adevăr, era stângaci, deci, se zice că stângacii... Nu, stângacii au ambele emisferii dezvoltate. Da, au o manualitate deosebită. Și într-adevăr, vecinii și toți la care apelau spunea, zice, când domnul Vasile, cum îl chema pe tata fie țărâna ușoară, pune mâna pe ceva, totul înflorește. Făcea totul foarte bine și nu-i plăcea să dea rasol nici dacă lugau vecinii, nu numai pentru lucrurile personale. I-am zis, măi omule, zic, tu mor de foame dacă ar fi o societate de tip capitalist. Ce să nu crezi, aș avea valoare, zice, toată lumea ar veni la mine și nu s-ar uita că fac lucrurile mai pendelete. În realitate, nu era deloc mocăit, era un om rapid în tot ce făcea, un foarte bun gospodar. Și mi-a rămas așa în cap un îndemn pe care mi l-a dat când am plecat de acasă. Dragă, zice, în viață e bine să faci bine, să faci numai bine. Chiar celor care îți fac rău, tu fă-le bine, zice. Un principiu extraordinar. Poate, știu, am ținut cont în bună măsură de ce mi-a zis și așa se explică de ce am putut să am relații destul de bune
cu tabere opuse, știți cum se întâmplă în medicină și în chirurgie în particular, și să fiu poate uneori un factor de împăciuire și de stabilitate. Și chiar în familia noastră chirurgicală sunteți un factor de stabilitate. Vă mulțumesc pentru apreciere. Și s-a văzut asta când ați fost ales în unanimitate președinte, lucru care nu prea s-a întâmplat întotdeauna în societatea de chirurgie. Revenind, ați făcut un liceu la Slănic, Moldova. Prahova. Slănic Prahova, Moldova noastră, la Slănic Prahova, și ați citit foarte mult, pentru că sora dumneavoastră era bibliotecar. Da. Deci este important să citești când ești tânăr. Mie mi se pare educația prin citit esențială, chiar și în epoca internetului. Nu cred în cultura solidă făcută prin internet. Sigur că îți oferă informații extraordinare, rapid, așa, dar... Tendința asta de a avea o cultură pe internet, în realitate, duce la o subcultură. Așa este. Cititul, liniștit, cu cartea în față, care stimulează imaginația, copilul care vede pe tabletă totul de-a gata, primește o lecție de la școală despre Rembrandt, se duce, scoate, nici nu citește ce scrie acolo, se duce la școală, profesorul îi dă nota 10. La ce ajută asta? În realitate, cititul, lectura, stimulează imaginația, stimulează dezvoltarea limbajului, a vorbirii. Și uitați-vă câți absolvenți de facultate mai vorbesc astăzi gramatical, ca să nu mai vorbim de redactori pe la unele televiziuni. Înainte o fi fost cum o fi fost radio-televiziunea română, dar era totuși o selecție. Sigur, riguroasă. Televiziunea noastră, eu am fost șocat când am fost prima dată în Occident și am văzut... cum arată televiziunea elvețiană, televiziunea franceză, televiziunea americană. Ca nivel cultural, eu zic că era mult sub televiziunea noastră. Da. Și emisiuni ca Teleenciclopedia, emisiune de teatru, și TV, și asta era o emisiune de mare calitate. Da, vedeți, acum este epoca ratingului. Da. Și ratingul, de multe ori, distruge bunul gust. Și valoare. Și valoare. Ați avut șansa să accesați o școală foarte bună de medicină, școala din București, și ați avut niște profesori nemaipomeniți, da, care au fost modele, de fapt. Și asta cred că a contat foarte mult în pregătirea dumneavoastră. Ce profesori mari ați... Păi, dacă ar fi să o luăm cu învățământul de anatomie. Da. Medicina și anatomia din București s-a bucurat de fapt, catedrele preclinice, în general, din București, erau ocupate de adevărat savanți ai vremii. Dacă ar fi să-l amintim pe profesorul Rainer, care era un mare anatomist, cu toate că a fost destul de... Și care l-a influențat și pe profesorul Palade. Sigur, era asistentul profesorului... Da, fiindcă eu am fost învățăcel la profesorul Simici, iar toți marii profesori de chirurgie au trecut inițial ca preparator și asistenți pe anatomie. Vă spun, de exemplu, cine erau o parte din asistenții profesorului Rainer, profesorul Simici, profesorul Prișcu, profesorul Șeicaru, să nu mai amintim de profesorul George Emil Palade, care era... Grigore Tepopa, căruia îi poartă numele Universitatea dumneavoastră de Medicină din Iași, un mare anatomist, a venit și l-a înlocuit la catedră pe Rainer. Și a venit cu asistentul său preferat, cu profesorul Emilian Repciuc, care era absolvent de mai multe facultăți, un pasionat de matematică, muzică, cânta bine la vioară, era un om foarte cultivat, pe lângă anatomia de bază pe care o știa foarte bine, și îi plăcea să facă tot felul de calcule matematice. Atunci mi-a spus... profesorul Simici, băi, zice, eu n-am știut niciodată că George Emil Palade, pe care, zice, îl consider singurul om genial pe care l-am cunoscut, să pricepe la matematică. Da, și profesorul Grigore Tepopa, ca să le dea o lecție bucureștenilor, îl pune pe doctorul Repciuc, la vremea aceea, să facă o demonstrație de biomecanică articulației umărului. Acesta ia o cretă și începe și umple vreo două table de integrale și alte așa. Toată lumea s-a uitat consternată, nimeni nu pricepea nimic. Când, dintr-o dată, profesorul, doctorul Palade, la vremea aceea, îi spune așa, un moment, zice, aici este o greșeală. Se duce, șterge două ecuații și mai umple două table cu ecuații. Zice, atunci toată lumea a rămas perplex. Nimeni n-a știut de preocupările sale pe linie de matematică. Dar minte Palade, să știți că n-a provenit dintr-o familie bogată. Da, el s-a născut în Iași.
iar părinții erau institutori. Exact. Profesor. El era la un moment dat, lucra în clinică la profesorul Neghe Lupu. Da. Soția lui, lui Malaxa, da, care era un mare industriaș al vremii, se îmbolnăvește de o treabă, o boală cronică, care necesita un tratament injectabil la domiciliu. Și atunci îi spune profesorului Lupu, dragă, zice, dă-mi și mie pe cineva un asistent al tău, că nu o să poți să vii zi de zi să faci. Și îl dă pe Palade. Malaxa, care avea un bun ochi asupra omului, bun menet. I-a plăcut de cum se comporta acest băiat și îl întreabă, ei, când îți dai licența? Zice, vreau să-mi dau licența în... în aparatul urinifer delfin. Al delfinului. Zice, dar am unele probleme. În ce sens? Păi zice, trebuie delfin. Să mă duc la Marea Neagră să cumpăr de la pescar delfin ca să fac disecții și sunt foarte scumpi. Ăsta nu i-a zis nimic. Când a terminat tratamentul, îi întinde o hârtie, zice, uite, asta este bursa dumitale pe un... 6 luni sau un an, nu mai știu precis, la Institutul de Oceanografie din Monte Carlo, unde te vei duce să studiezi treaba asta. Da, teza de doctorat a lui George Emil Palade este, da, și astăzi considerată, da, de, da, către biologi un update, cu toate, da, că e scrisă nu știu de când, despre, da, aparatul urinifer al delfinului. Mai mult de o jumătate de secol. Iată, da, că totul are o explicație a premiului Nobel, da, de mai târziu. Și aparatul urinifer la delfin seamnă cu cel al omului. Asta, exact, e foarte interesant. Exact, asta așa sunt și ales. Foarte, foarte multe lucruri care sunt apropiate între... Dar minte la asistentul lui Nicolae Simionescu, care, da, a scris un excelent ghid de disecție și după care a trebuit să plece din țară. Ulterior a ajuns împreună cu Maia Simionescu, cu soția sa, asistența ai profesorului Palade în Statele Unite, au lucrat vreo 10 ani, până când Ceaușescu, să știți, și-o dat seama. Le-a făcut un institut da, unde doamna este director și acolo, acum, da, de patologie celulară, da, și genetică, și iată că a apreciat într-un fel corpul medical. Ca, da, să fim cinstiți, pe pereții spitalelor mai scria câteodată cât un citat al lui: medicina nu este o profesie ca toate celelalte, ea necesită devotament, abnegație. N-am mai auzit vreun președinte post-revoluțional să ne aprecieze de, la modul ăsta. Nu ca și un nostalgic, da, dar trebuie să spunem adevărul lor pe nume. Da. Deci școala este foarte importantă. Școala e foarte importantă. Vorbeam de anatomie. Pe urmă, eu am fost acolo student la profesorul Andronescu, care era cel mai mare embriolog al nostru, da, și la profesorul Ranga, pentru, da, care sistemul nervos nu mai avea, da, niciun fel de secrete. Și pe dacă urmă, treceai de examenele astea... Sigur. Pe urmă, da, am ajuns la histologie, unde era profesorul Diculescu, eleva lui Ite Niculescu. Da. Asta mare. Vreau să vă spun și o histolog. Întrebare, o întâmplare foarte simpatică. Anestezistul șef al profesorului Simic era doctorul Fane Baican, Nea Fane, cum îi spuneam. Da. Păi zice, Nea Fane, mi-a zis odată așa. Aveam un coleg care era cam tâmpit, zice, învăța cursurile pe de rost. Și Ite Niculescu le predase cursurile de histologie, iar el descrisese nucleul roșu împreună cu foie, cu francezul, da, foie, prin 1928. Și îi pică tâmpitului ăsta exact nucleul roșu. Și începe. Nucleul roșu deschis de foa și de mine în 1928. Asta și ea mai zi odată. Asta iar nucleul roșu deschis de foa și de mine. Nu mă de tine, zi de mine. Foarte interesant. Da, foarte interesant. Pe urmă au venit lecțiile de semiologie medicală cu profesorul Mihai Anton, cu profesorul Ioan Costică și în sfârșit, chirurgia, să zicem, chirurgia, unde am fost student la profesorul Pavel Simic. Da. Vedeți că de profesorul Sibis nu s-a vorbit foarte mult, un mare profesor. Era în primul rând un foarte bun tehnician. Foarte bun. Era cartea lui de chirurgia intestinului este foarte bună astăzi. Este, eu sigur, răsfoiesc astăzi. Are cât? Are 30 de ani, 40 de ani. Cred. Este. Inițial această carte a scris-o împreună cu un alt mare chirurg, cu Marin Popescu Urluieni. Se chema chirurgia intestinului. Da. După aceea a reluat-o și a publicat-o sub semnătura sa, chirurgia intestinului. Acele monografii despre chirurgia viscerală abdominală, chirurgia căilor biliare extrahepatice scrisă de Țurai și doctorul Gerota, chirurgia intestinului scrisă de Simic, chirurgia rectului alu Mandache, și altele și altele. Erau fost
niște faruri călăuzitoare pentru chirurgii români ani de zile, ca să nu mai spunem de calitatea desenelor chirurgicale și anatomice făcute de vestitul Veluda. Veluda. Da, care era un desenator, făcea planșet după imaginile pe care le vedea la disecții și la intervenții. Desene era al negru. Era ca un netă. Mai bun. Mai bun. Ca mai bun, mai bun, fiindcă avea și o pregătire necesară. N-am văzut planșe anatomice și chirurgicale exact, mai frumoase exact, decât cele făcute. Poate exceptând pe cele ale profesorului Ernest Juvara, care avea niște planșe extraordinare de, și au și rămas și sunt în Pencroft și în toate tratatele de anatomie, dar minter cu titlul de curiozitate, el care a fost aici profesor la Institutul de Anatomie din Iași. În 1906. Exact. Și a lucrat în clinica noastră. Chirurgul imperial a lucrat în clinica întâia, unde dumneavoastră ați fost an de zile profesor și șef și lucrați și în continuare. Și vă urez să lucrați mulți ani de acum înainte. Cum unii colegi vă doresc și alții poate mai puțin. Ca să fiu și eu un pic malițios. Ce vorbeam despre... Despre profesorul Simiș. Cum v-a remarcat? Nu, vorbeam în primul rând de Ernest Juvara. Pe vremea lui Carol I, chirurgul imperial Valdaer, cel cu care i-a furat teaca rectului lui Toma Ionescu, a chirurg mare al vremii, face o vizită împreună cu Carol la Iași și vizitează Institutul de Anatomie Topografică, care era la vremea respectivă cel mai frumos din sud-estul Europei. Exact. Și găsește două cămăruțe sordide unde își desfășura activitatea Ernest Juvara. Valdaer se uită pe planșele acelea și rămâne uluit de valoare. De alminteri, parcă a fost o tradiție ca marii profesori care au fost în București să aibă un parcurs ieșan. Și-am amintit pe Ernest Juvara, l-aș aminti pe Amza Gianu, l-aș aminti pe Hortolomei. Parcă și Juvara a desfășurat o perioadă de activitate. A fost, a fost în Moldova, Și, și mulți alții. La Murgeni. Exact. Iată că am beneficiat încă de o școală de medicină și chirurgie în București foarte bună și asta se vede, fiindcă practic nu poți să fii autodidact în chirurgie. Profesorul Simici era mâna dreaptă a academicianului Burghele la Panduri, conducea secția de chirurgie generală, iar profesorul lua efectiv la toate cazurile foarte dificile. Și acolo, slavă Domnului, a făcut o școală extraordinară cu 12 sau 15 profesori, ca să-i amintim pe profesorul Proca, pe profesorul Vivineagu, profesorul Blaj, profesorul Petrică Georgescu, care s-a dus decan la Craiova și atâția și atâția alții. O mare școală. Generația dumneavoastră a fost o generație de aur pentru Facultatea de Medicină din București. A dat cei mai mari chirurgi la ora actuală. Sunteți dumneavoastră, este profesorul Inel Popescu, a fost coleg de serie cu dumneavoastră, am impresia, și profesorul Sinescu, care este moldovean, e născut aici. E născut pe lângă Iași, știu. Pe lângă Iași, care este cel mai mare urolog din țara asta. E rector al Universității de Medicină. Să nu vă audă profesorul Lucan de la Cluj, că se supără. Nu, eu am un simț al valorii care este... Eu care și foarte dânsul mulți e un mare și este un chirurg extraordinar, un om. Este, așa este, aveți dreptate și de-al minte s-a implicat să implementeze și la Iași programul de transplant renal. El a făcut primul transplant renal aici, știți? Da. Și am vrut să, așa de modest, s-a spus, nu, copiii care erau doctorul Novac, doctorul Gheorghiu, ei sunt un om extraordinar. Și eu uite, mi-s tot necăjiți de aici care au tumori inoperabile, retroperitonale, renale. Știți cum îi îngrijește ca pe... El mie mi-a fost pacient cu o operație și zic, dar de ce nu te operezi la tine la Funden? Zice, am și eu preferințele mele. Da. În orice caz, când am făcut niște întâlniri la anume an de la terminarea facultății, s-a constatat, fără falsă modestie, că promoția noastră, promoția 1977, și începeam din 1976 internatul, care l-am mai prins, că după două... Și asta cred că este un mare lucru. S-a desfințat. Sigur că da. Au dat, într-adevăr, cei mai mulți conferențiari, profesori și șef de secție din istoria Facultății de Medicină. Am văzut că o foarte bună parte eram chirurgi sau de specialități chirurgicale și o foarte bună parte erau psihiatri. Așa că ne-am gândit că cine are ceva de operat dintre colegii noștri și ceva că mai... sunt mai vesele așa la minte, avem unde să ne tratăm la colegii noștri, că totdeauna trebuie să-ți tratezi, eu zic, preferențial colegii, prietenii și, în general, medicii.
nu mai suntem așa de respectați. Medicul era înainte, practic, în vârful piramidei sociale și eu mi se pare că au datorie de onoare pentru meseria noastră când un medic îți vine în spital să-i dai toată atenția cuvenită unui coleg. Da, vedeți că, spre exemplu, judecătorii au gratuitate și la medicamente. Și nu plătesc fiindcă au știut să-și apere interesele. Pe când medicii nici măcar atâta lucru nu au. Noi suntem un pic disipați între Colegiul Medicilor, Camera Federativă, a apărut și al sindicat, încă practic nu se mai știe fiecare cu ce se ocupă. Ei au putut să fie mai uniți și poate că era bine așa, că și înainte era casta cojocarilor, casta de fapt, care își apăra interesele de grup, de grup profesional. Și noi avem, însă, prin tradiție, profesiile liberale, și mă gândesc la medici, avocați, actori, nu excelează în această coeziune a grupului profesional, fiindcă fie orgoliile sunt nemăsurate și greu de armonizat. Cred că și o altă cheie a succesului este faptul că ați început de foarte tânăr, deci ați dat internatul și ați început chirurgia de foarte tânăr. Și a stat în același loc câți ani? 40 de ani? Pentru telespectatorii dumneavoastră trebuie să înțeleagă un lucru. Examenul de internat, prin tradiție, se dădea în 6 septembrie teza. An de an s-a dat. Și în timpul războiului s-a. Așa, pe 6 septembrie se dădea teza. Ce însemna? Pentru Centrul Universitar București erau 12 locuri de chirurgie. Însemna că anul 6 lucrai ca intern, ca medic intern în spital, iar examenele care trebuia să le susțin anul 6, te duceai după amiaza când puteai la lucrările practice și dădeai separat aceste examene. În anul 6 aveai carte de muncă. Erau 6 stagii din care noi chirurgii am făcut vreo 4 de chirurgie generală, unul de chirurgie de urgență și unul de obstetrică ginecologie. Și mai în chirurgia care am făcut și STI și cardiologie, fiindcă eu fiind foarte bun la tot felul de manevre, branule, catetere, centrale, nu știu ce, eram foarte apreciat la cardiologie, fiindcă la urgență erau mai puțin familiarizați cu tehnicile astea. Da. Mi-a prins și foarte bine. Și țin minte că fusesem un student bunicel la profesorul Simiș. Ca să vă spun așa tot o întâmplare anecdotică, pe vremea aceea se purta părul mare. Profesorului nu-i plăceau pletoștii, din toate îi considera puțin mobilați intelectual. Dar eu aveam totuși părul mare, nu știu cât de dotat intelectual era sau nu, așa era moda. Și vin odată la curs, la chirurgie, la Sfântul Pantelimon, 23 august, și întârzi un pic. Profesorul era foarte exigent. Ce de unde vii la ora asta? Păi, domnul profesor, am intrat cu profesorul Octav Troianescu la ortopedie, unde aveam stagiu dimineața și cursul era la prânz, la directorul muzeului Bran, care a avut o paletă de fractură de paletă humerală și hai, ce nu mai fă pe savantul ortoped cu mine, o să văd eu la examen dacă știi ceva. După vreo 7 luni, 8 luni a avut loc examenul, asta se întâmpla la începutul cursului. Vin la examen cu o calotă sub care mă îndesase în tot părul. El se uită, zice, ce crezi că nu văd că nu te-ai tuns? Scoate-ți drăcia aia din cap, zice, și să trecem peste asta. Bine, domnul profesor. Zice, am înțeles că te pricep la ortopedie. Eu ce era să-i zic? În loc să mă întrebe chestii de chirurgie, zice, poți să-mi spui care sunt oasele carpului? Zic, da, oasele carpului, ținând mâna în poziția anatomică, se așează pe două rânduri. Proximal și distal. Scafoiță, trapez, trapezoid, osmare, osfocârlix, toate oasele le-am spus în ordine. Bine, zice, dar într-o fractură putocol, care e o fractură de treime inferioară de antebrazne, care os migrează? Ținem mâna în poziția anatomică, osul scafoid migrează anterior sau posterior, luxație anterioară sau posterioară. Care e cea mai mai frecventă complicație după american în ulcerul duodenal? Hemoragia. Bine, mă zice, să vii să dai internatul la noi. Înainte de internat, mă întâlnesc cu dânsul. Zice, te-ai înscris? Nu m-am înscris, domn profesor. De ce nu te-ai înscris? Păi sunt numai 12 locuri, zic, tu aici ai cam cupile. Cupile? Măi, dacă sunt 12 locuri, zice, 6 inși vor fi cupile, 6 inși trebuie să ne opereze și pe noi. Ia să te înscrii și să vii la mine. Și m-am înscris, am luat, ce e foarte curios, noi eram obișnuiți cu multe note de 9 și 10. Cu 3 zile înainte de examenul de internat, s-a schimbat complet comisia. Și au pus niște incoruptibili, să zicem, în comisie. Profesorul Setlacek, profesorul Simici, profesorul Prișcu,
În orice caz, nu s-a putut și nu s-a mai dat nici oral. S-a dat numai teză scrisă de anatomie, fiziopatologie și de chirurgie. Și chirurgie. Prima notă deschisă, prima teză era a mea, la anatomie. 7,90. Zic, am zbârcit-o. Următoarele. 1,20, 4,30. A fost cea mai mare notă. După care s-au deschis tezele de patologie. Acolo am luat 8. Irinel Popescu a luat 8,05 parcă și am ieșit practic la egalitate, dar parcă avea câteva sutim și el fiind cu teza de chirurgie un pic peste a mea, care era considerată de anatomie, să zicem, așa, am luat primul și al doilea, al treilea a luat Petișor Geavlete, care e un foarte bun urolog, al patrulea parcă Nelu Sinescu, de care vorbeați. Și într-adevăr am fost o promoție care noi nu am pierdut vremea prin stagii pe la țară, care nu era o pierdere de vreme pentru alte specialități, fiindcă îți dezvolta simțul răspunderii. Însă, pentru unul care vrea să facă chirurgie, era chiar o pierdere de vreme. Eu anul 6 am făcut chirurgie și așa lucram în fiecare vară din anul 1 în sala de operații și eram un obișnuit al sălii de operație, fiindcă dacă am vrut să fac medicină, am vrut să fac pentru a mă specializa în chirurgie. Și aproape toți internii, 12, am rămas asistenți universitari ulterior, ni s-au scos posturile la concurs. Deci era o pregătire extraordinară, fiindcă internul clinicii era regele clinicii, practic. Da. De ce? Profesorul când venea, unde e internul? Cu el făcea vizita, el trebuia să știe toate cazurile. Toți bolnavii, aveam 130 de patru. Nu e al meu. Da. Când îi văd pe ăștia că vin după mine la raport, nu eram la 6 dimineața în spital și în fiecare zi, dacă plecam acasă, plecam la 10 noaptea. În rest, sau locuiați în spital? Aveam o cameră în spital, eram coleg printre alții și cu Sorin Oprescu, actualul primar general, și aveam o cameră în spital unde de fapt făceam cam 10-15 gărzi pe lună și restul ajungeam la 10 noapte acasă când trebuia să mă apuc să învăț ceva pentru examenul de asistent titular. Dar țin minte că mă căsătorisem și muncisem toată vara pe brânci. Prin septembrie, când începuse să strice vremea, a zis, domn profesor, aș vrea să plec și eu într-un concediu. Zic, știți, m-am căsătorit. Dar ce noțiune e asta? Zic, eu n-am avut niciodată așa ceva. Da. Bine, zice, m-am dus vreo săptămână, n-am prins nici o jumătate de oră de soare. Dar eram totuși într-un fel de lună de miere, poate că nu mi-a prins rău. Da. Frumos. Ați ajuns la spitalul Vasile Wright. Și ați rămas acolo? Nu se mai chema Vasile Roaite, se chema Grivița. Da. Inițial s-a chemat Vasile Roaite. Da. Așa, și a dezvoltat clinica de acolo și a ajuns astăzi una din cele mai cunoscute clinici. Care... Îmi place să cred că aveți dreptate. Da. Deci trebuie și un talent de organizator, de manager, pentru a dezvolta un serviciu. Cred că o altă valență ar fi... să știți să-ți selecteze echipa. Este adevărat? Eu am avut grijă ca dintre studenții pe care i-am avut și slavă Domnului, din 1979 am avut prima serie de studenți ca preparator, mi-au trecut pe atunci din mână cam două pe an, iată aproape 70 de serii de studenți. Când mă uit în urmă, îmi dau seama că am îmbătrânit. Dar să zic că nu-mi pare rău din punctul ăsta de vedere. Și când începeam cursul, mă uitam în sală și zic, din toată sala asta de 60-70, o să facă chirurgie 3 sau 4. Aproape niciodată nu m-am înșelat. Ca să fac și eu o glumă, doctorul Marek Vâlcu, care este un foarte bun chirurg plastician, mă vede odată pe la urgență, aveam o treabă la profesorul Lasker unde lucrează, zice, domn profesor, mai țineți minte? Da, Marek, când ați intrat în anfiteatru și ați nominalizat 4 studenți care vor face chirurgie, m-ați nominalizat și pe mine. Zic, cu tine m-am înșelat. În sensul că a făcut chirurgie plastică. A gustat gluma care simțul umorului. Pe urmă, i-am urmărit pe rezidenți și am ținut cont de un sfat al unui bătrân chirurg, foarte bun organizator, doctorul Clubescu, care a fost la șef la Roșiorii de Vede, care ținea o strânsă legătură cu clinica de la Cantacuzino, mi se pare că era finul profesorului Juvara, și care a creat în întregime, ca director de spital, Spitalul Petrolului din Videle. Un spital foarte dotat și el era un chirurg foarte bun. A făcut niște cursuri de pregătire în clinica noastră, am operat împreună și ne-am împrietenit, păstrând diferența de vârstă. Când a văzut că am ajuns șef de clinică și conferențiar, mi-a dat un sfat, zice, dragă, tu ești foarte tânăr, zice, îți dau un sfat, să-ți alegi colaboratorii, în primul rând,
pe criteriul de caracter. De ce, domnul doctor? Fiindcă orice mai modifici, o manualitate mai proastă să câștigă. Unul care nu citește va citi, dar unul care nu are cei 7 ani de acasă și nu are caracter, îl strică colectiv. Începe cu reclamații, a avut perfectă dreptate. De la noi din clinică niciodată, sigur că sunt mici certuri inerente între oamenii care lucrează în chirurgie și uneori o tensiune mai înaltă, dar niciodată n-am avut reclamații în exterior, unii către alții. Așa ceva nu s-a întâmplat, ceea ce e mare lucru, fiindcă o asemenea atmosferă strică total atmosfera de lucru. Clinica de chirurgie trebuie să fie ca o familie. Chirurgia e o meserie de echipă. Dacă nu se înțeleg bine membrii familiei, familia se destramă. Noi am avut grijă să păstrăm o unitate, dar minter vedeți și pe la toate congresele pe unde venim, suntem foarte uniți. Nu că n-ar fi bine să ne întâlnim și cu restul colegilor din țară, dar totdeauna ținem aproape, cum să spune. Echipa de la, da, da, de la Sfânta Marie. De multe ori venim într-adevăr cu niște lucruri cu care să nu ne fie rușine și să reprezentăm și noi cum trebuie Centrul Universitar București. Eu cred că și o altă caracteristică este și longevitatea. Dumneavoastră sunteți șef de clinică de câți ani? Da, 20. Din postul de vedere sunt bătrân. Eu cred că sunt cel mai vechi șef de clinică din chirurgie. Fiindcă și a fost cel mai tânăr șef de clinică. Da, exact. Profesorul Soare s-a pensionat când avea 65 de ani, iar eu practic nu împlinisem 40 de ani. Asta deci la 39 secret. De ani am fost șef de clinică, deci am vreo 22-23 de ani. Da. Dacă mă ajută Dumnezeu și mai stau vreo 8 ani cum se preconizează și voi fi sănătos, că uneori deci n-aduce poți... anul ce aduce ceasul, aș face vreo 30 de ani de șefie de clinică, ceea ce nu-i puțin. Adică este un timp în care ai timp, poți să-ți desfășori un proiect de viitor. Dacă stai un an, doi, trei, practic n-ai nici timp să cunoști ca lumea oamenii. Și la noi, mari profesori au avut peste 20 de ani de șefie. Și mă gândesc la profesorul Tănăsescu, care a avut 30 de ani, și la profesorul Buțureanu, care a avut 29 de ani șef de clinică. Deci au făcut ceva. Dar uite că le-a rămas numele. Clinica dumneavoastră i-a dat foarte frumos numele Tănăsescu Buțureanu. Da. Și asta arată un respect pentru un înaintaș. Iar dumneavoastră totdeauna ați excelat în respectul pentru înaintași și pentru colaboratori și pentru cei care vizitează Centrul Universitar. Sunteți cunoscut ca nu numai un bun chirurg, foarte bun chirurg și totdeauna reprezentantul Centrului Chirurgical Iași prin toate comitetele și comisiile Societății Române de Chirurgie, dar ospitalitatea moldovenească nu s-a dezmit niciodată. Și ca și la congresul acesta, de care noi am fost foarte mulțumiți de organizare și de ospitalitatea dumneavoastră. Domnul profesor, noi vă mulțumim pentru tot ajutorul care ni l-ați acordat și pentru faptul că sunteți un factor de stabilitate în familia chirurgicală, care este un lucru foarte, foarte important. Societatea de Chirurgie are și o revistă care este din ce în ce mai bună și lucrările din colectivul dumneavoastră sunt foarte apreciate și sunt cele care duc motorul care duce chirurgia înainte. Pentru că, așa cum spunea și profesorul Setlacek, chirurgia noastră, chirurgia românească a fost dintotdeauna europeană. Numai cei care nu vor să vadă acest lucru... Așa este. Dânsul are două volume despre... Istoria. Intitulate Medicina Românească, Medicina Europeană și pe contracopertă câteva cuvinte în care enunță ce a spus dumneavoastră, că numai cine nu vrea să vadă, nu vede că medicina românească a fost totdeauna o medicină europeană. Deci noi nu avem nevoie să... Dar minte și România a fost totdeauna o țară europeană. Da. Dar peste care au trecut fel de fel de valuri care, sigur că vestul Europei a avut alte condiții să dezvolte. Noi însă, cu spiritul poporului român de a renaște din propria cenușă ca pasărea Fenix, se pare că acum sunt niște semne, într-adevăr, după o perioadă de decepție, că ne așteaptă și vremuri mai bune. Vedem dar minte... luminița de la capătul tunelului în sfârșit. Da. Eu sunt prieten aici, păstând proporțiile ca diferență de vârstă, cu un foarte cunoscut și
un om foarte inteligent și un adevărat aristocrat al chirurgiei eșene, care e profesorul Mihai Radu Diaconescu. Da. Pusi, cum îi spun prietenii. Cu toate că dânsul are anume vârstă și eu destul de mult sub, a insistat foarte mult să-i vorbesc la persoana a doua singular. Eu m-am jenat, zice, să știi că nu multora le-am spus treaba asta. Și într-adevăr ne leagă o prietenie veche și îmi face totdeauna mare plăcere să ne întâlnim atât la ea și, cât și la alte congrese. Și știu că și dânsul vă apreciază pe dumneavoastră foarte mult și spune că aveți și un singur defect, un exces de modestie. Și știți ce am mai remarcat? Profesorii mari, chirurgii mari, care iubesc chirurgia, au înclinație pentru istoria acestei profesii și pentru istoria medicinii. Deși doamna Vodă a spus că cei care scriu istorie nu prea sunt buni chirurgi. Eu cred că este invers. Nu știu cum este până la urmă, dar în orice caz, este, istoria în general este o pasiune veche de-a mea și este legată de profesorul nostru de istorie. Dumneavoastră aveți o cultură generală fantastică. Și o memorie extraordinară. Am citit, să văd, dacă mi-a mai și rămas ceva din ce am citit, probabil că dau această impresie, dar s-ar putea să nu fie cea mai exactă. În orice caz, îmi place în general istoria și m-a preocupat și istoria medicinii și a chirurgiei și pe la toate tratatele astea naționale, tratate și pentru studenți care s-au scris în București, capitolul de istoric al chirurgiei mi-a fost alocat mie și poate aș fi fost nevoit să citesc ca să pot să spun ceva interesant acolo despre. Că aici să spui, nicio grijă despre treaba asta. Este fascinant. Domnule profesor, vă mulțumim pentru faptul că ne-ați acordat din timpul dumneavoastră și ne-ați spus atâtea lucruri frumoase care pentru tânăra generație poate să constituie un îndemn. Și eu vă mulțumesc și cred că această oră petrecută cu dumneavoastră împreună pentru mine cel puțin nu este niciun caz un timp pierdut, ținând cont că o să plec la un drum unde se anunță polei și sper că spre prânz poleiul să se dezghețe, să am un drum mai bun. Așa că dumneavoastră mi-ați asigurat un dezgheț al drumului meu către București cu această emisiune, unde ați fost atât de amabil să mă invitați, cu ocazie cu care transmit și cele mai calde salutări și îmbrățișări telespectatorilor și pacienților dumneavoastră din, care vin cu atâta încredere în centru de la Iași. Vă mulțumim. Thank you.